Bună și bine m-a regăsit! Se pare că ne regăsim mai repede decât credeam și asta pentru că am găsit în sertarul biroului aceste foicele pe care am scris întrebările unui tag care are legătură cu bucătăria mai mult și cu mâncarea. Și am zis că să încerc să mă intru în ritm cu un clip relaxant care știu că place și vouă, mai ales că fac chiar la sugestia uneia dintre voi, voi mi-ați zis să îl fac. Eu am căutat întrebările pe un site din afară, le-am găsit, le-am adaptat cât am putut și cumva le-am ales pe alea care se și potrivesc nouă, că am simțit că nu toate sunt pentru noi. Și o să încep cu prima întrebare, care zice așa: care este micul dejun preferat? N-aș putea spune că am un mic dejun preferat așa cap-coadă, pentru că eu mă plictisesc destul de repede și de mâncare. Și dacă mi-e oferit zilnic același mic dejun, clar la un moment dat m-aș plictisi și aș renunța. Dar aș putea enumera așa vreo 3 la care apelez mai des. Unul este pe bază de avocado, știți că vi l-am arătat mai demult. Cel de-al doilea ar fi omletă cu ciuperci, iar cel de-al treilea ar fi cereale cu lapte, cu banane și cu miere în același bol amestecate. Cerealele de asemenea, vi le-am mai menționat într-un clip, sunt unele de la Vitalis care au în ele nuci, migdale, caju, chestii care sunt întregi și care se văd și care sunt pe bune acolo. Mai departe, cum prefer cafeaua? Nu prea prefer cafeaua, mă, normal, nu beau foarte des, dar atunci când se întâmplă, nu știu, să zicem maxim de 2 ori pe lună, o prefer cu foarte, foarte mult lapte. Adică undeva la un sfert cafea și 3 sferturi lapte, așa îmi place mie, pentru că gustul individual al cafelei nu îmi place. Trebuie să o combine totdeauna cu lapte și cu zahăr neapărat. Practic beau așa un fel de băuturică de copii cu aromă de cafea. 3. Sandwichul preferat. Nu, sandwich preferat, nu prea consum, sincer, să fiu foarte des astfel de produse. Dar oricum, atunci când se mai întâmplă, merg de obicei pe ceva ori cu piept de pui, ori dacă trebuie neapărat să fie cu mezel, cu salam uscat. Adică nu-mi plac, nu știu, produsele acelea, șuncă presată sau... Bine, asta e ideea în care ne gândim la un sandwich de ăsta absolut normal, că știți că în ziua există atâtea variante și există niște chestii de-astea științifico-fantastice, mai mult fantastice, de fapt, pe care le găsim și prin restaurante și le mai vedem ales pe Instagram. Eu pe acolo mai sar în ochi, dar nu, experimente de-alea nu aș mânca. Eu mă refer la chestii de-astea tradiționale și normale. Întrebarea numărul 4. Ce alegi dintre supă și salată? Recunosc că întrebarea aceasta mi se pare cam dubioasă, cel puțin pentru noi, pentru că nu prea văd de ce îi pune un om să aleagă între supă și salată, dar mi-am dat seama totuși că aș alege supa, pentru că în ceea ce privește supa, am câteva care sunt, pe care le știu și despre care pot să spun că sunt preferatele mele, adică supa cremă de ciuperci, supă de găluști, supă de cutăiței. Acestea îmi plac foarte mult și pe care le-aș consuma aproape oricând. În privința salatelor, nu am nicio salată așa despre care să spun e preferata mea și atunci de aceea aleg supă. Întrebarea numărul 5, care este cartea favorită de bucate? Nu am o carte favorită de bucate pentru că trăim într-o perioadă în care rețetele le găsești atât de ușor și atât de la îndemână pe internet, încât, sincer, n-am simțit nevoia să cumpăr o carte, cu de ce să mint. Nu am niciuna și pe lângă asta nu prea mi-ar fi de folos, pentru că eu foarte, foarte rar respect o rețetă cap-coadă, mai ales dacă nu este vorba de dulce. La dulce nu prea mă bag, pentru că știu că acolo dacă intervii prea mult s-ar putea să nu-ți mai iasă ce trebuie. Dar în privința mâncărurilor nu respect mai niciodată rețeta cap-coadă, pentru că s-ar putea ca ea să conțină un ingredient care mie să nu-mi placă sau să nu conțină unul care mie îmi place și atunci îl introduc eu. Adică le adaptez de cele mai multe ori. Mă inspir din 3-4 rețete asemănătoare și fac una cumva care să fie a mea. 6. La ce puteai renunța, la zahăr sau la sare? Este cea mai grea întrebare care mi s-a pus în ultima vreme. Nu aș putea renunța la niciuna dintre ele așa la prima vedere, pentru că stau să mă gândesc că fără dulciuri viața mea ar fi tare tristă, dar fără sare n-ar avea nici sare, nici piper, adică... Și totuși, dacă ar trebui să renunț la unul dintre ele, cred că ar fi zahărul acela, odată că este, cred că, și mai puțin sănătos decât sarea, dar mai ales pentru că, până la urmă, tind să cred că aș putea rezista fără zahăr, dar mâncarea nesărată n-ar avea niciun farmec pentru mine, în condițiile în care eu mănânc și destul de sărat. De unde te inspiri?
probabil că atunci când vine vorba despre mâncare sau despre gătit, că sunt probabil chestii diferite. Mă inspiră, am spus, de pe bloguri sau site-uri culinare, în principiu. Adică în ziua de azi cred că cam toată lumea de acolo se inspiră și la fel de tare cred că inspirându-te, adică căutând inspirația în astfel de locuri, nici nu ai avea cum să nu îți reușească un preparat. De-aia, nu știu, cumva pe mine e mult spus că mă deranjează, dar văd atâtea fete dintre acestea pe la televizor care eu nu gătesc, nu știu să gătesc, vai, dar dau foc la bucătărie. Nu dai foc la bucătărie. Dacă vrei, nu o să dai niciodată foc la bucătărie, pentru că în ziua de astăzi informația este la îndemână tuturor și e extrem de simplu să te informezi și să găsești toate informațiile de care ai nevoie pentru a-ți reuși un preparat, indiferent despre care ar fi vorba. Așa că de aici mă inspir în mod normal, din online, pentru că este cel mai la îndemână. Următoarea întrebare, gătești acasă sau mănânci în oraș? Cel mai des, evident, că gătesc acasă. Și asta pentru că, dacă tot să mă gândesc, nici nu cred că aș putea trăi cu mâncare doar din oraș. Îmi place tare mult ideea aceea de mâncare proaspăt făcută, pe care tocmai eu, adică doar mă închise aragazul și mă apuc să mănânc. Și asta se întâmplă în primul rând în cazul ciorbelor, pentru că îmi place să mănânc ciorba imediat ce am luat-o de pe aragaz. Îmi place atunci când e fierbinte. Ok, știu că nu face bine la dinți, nu face bine, nu e ok să mănânci mâncare foarte fierbinte, dar îmi place extrem de tare, mai ales v-am spus când vine vorba despre ciorbe. Și așa că nu aș putea rezista și trăi niciodată cu ideea de a mânca lucruri doar din oraș. Dar gătesc și pentru că îmi place și pentru că mă relaxează, tocmai de aceea nu-mi place deloc ideea de a găti sub presiune. Dacă știu că trebuie să gătesc ceva pe fugă, prefer să nu mai fac, pentru că de obicei nu-mi iese bine. De unde faci cumpărăturile? Din hipermarket, te recunosc că este cel mai la îndemână, este cel mai ușor. Vă spuneam la un moment dat pe Instagram că ar fi plăcut și indicat ca atunci când mai vedem cât un bătrânel acolo de stradă să cumpărăm și de la el niște fructe, o legătură de pătrunjel, ce mai are pe acolo și ce mai vinde. Îi ajutăm foarte mult, adică faptul că îi dă el câțiva lei înseamnă enorm pentru el, în vreme ce pentru un hipermarket oricum nu înseamnă nimic. Și avem cumva șansa să mâncăm ceva mai sănătos, mă gândesc, dacă lucrurile respective sunt chiar din grădina omului care le vinde. Dar, dincolo de asta, adică recunosc că nu găsesc mereu la tot colțul astfel de persoane care să vândă și oricum nu vând tot ceea ce avem noi nevoie într-o casă. Așa că, repet, dincolo de ideea aceasta de a face un mic bine cuiva, din hipermarketuri. Și, din fericire, cumva am în jurul meu mai multe și atunci am de unde să aleg. Nu aș putea să spun că am unul preferat, pentru că cumva pe fiecare dintre ele le prefer pentru o anumită categorie de produse, adică de la unii îmi place mai mult carnea, de la alții îmi place, nu știu, poate partea de fructe, legume, poate sunt mai bine aprovizionați și atunci îmi plac toate, dar fiecare pe categoria lui. Care este preparatul care ți iese cel mai bine? De lucrul acesta mi-am dat seama recent că nu am habar. Pentru că, o să vă spun așa un mic secret, să zicem, am fost invitată să particip la Șef la Cuțite, mă rog, în sezonul care deja se difuzează. Din anumite motive nu am acceptat și nici nu intenționez să fac asta pe viitor, dar am stat să mă gândesc că dacă aș fi acceptat invitația lor, nu aș fi știut ce preparat să mă duc, cu ce preparat să mă duc, pentru că nu am niciunul despre care să spun că, nu știu, este preparatul care mi-e mie cel mai bine. Am mai multe preparate care mi-e ok, de care sunt mulțumită, dar nu pot să spun că am unul pe care să mă bazez sau la care să apelez de fiecare dată când am nevoie să, nu știu, să impresionez pe cineva. Următoarea întrebare, care este pizza preferată? De obicei, pizza preferată trebuie să conțină pui, ciuperci, ceapă și ardei. În principiu, dacă astea patru sunt acolo, restul le mai negociem, dar astea trebuie neapărat să fie. Există o mâncare pe care nu o suporți? Da, există toate mâncărurile care conțin brânză sau smântână, nu agrez brânza sub nicio formă și atunci automat nici preparatele care includ acest aliment și cumva pe lângă nici smântâna, pentru că am eu senzația că este așa sora mai mică a brânzei și nu. Ai pe listă lucruri pe care ți-ai dori să le încerci în materie de mâncare, evident. Nu aș putea spune, sunt o persoană destul de conservatoare, nu știu dacă să-i termenul, în ceea ce privește mâncarea și nu am așa dorința aceasta de a testa chestii ciudate, scârboase, nu,
mă mulțumesc cu cele tradiționale și atât. Și ultima întrebare, care este mâncarea fără de care nu ai putea trăi? N-am nici aici mâncare fără de care n-aș putea trăi. În principiu n-aș putea trăi fără mâncare, punct. Dar altfel cred că m-aș descurca și nu simt că este nicio mâncare indispensabilă. Cu siguranță aș găsi cu ce să înlocuiesc, pentru că am mai multe preferate și atunci nu cred că aș duce atât de tare lipsa unei dintre ele încât să simt că nu mai pot trăi. Și cam acestea au fost întrebările. Vă mulțumesc tare, tare mult pentru că m-ați urmărit. Mi-ar face mare plăcere să găsesc în rubrica de comentarii și răspunsurile voastre în ceea ce privește mâncarea preferată sau cea pe care nu o suportați. Vă pup și ne arăt de în curând. Pa, pa!